Peste doar câteva săptămâni, angajații din România vor avea parte din nou de câteva zile libere. Mai exact, următoarea mini-vacanță va fi de Rusalii, când românii vor avea 3 zile libere. Anul acesta, Rusaliile pică duminică, 23 iunie, iar ziua următoare, luni, 24 iunie, va fi liberă pentru bugetari. De asemenea, și 22 iunie, fiind sâmbătă, este zi liberă. Potrivit codului muncii, angajații cu locuri de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificul activității, nu pot beneficia de aceste zile libere, însă vor beneficia de compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, angajații români beneficiază de un spor la salariu de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Românii vor mai avea în 2024 încă 11 zile libere. Din păcate, 3 dintre acestea pică într-o zi de weekend, ceea ce înseamnă că este deja ziua liberă.